Bine v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, mua! Vă pup! Bine ați revenit la Povești cu Clounela! Iată, emisiunea noastră, Povești cu Clounela, se apropie cu pași. Nu pot să zic că nici încet, nici grăbit, dar cu pași frumoși către cifra de 100. În acest timp, emisiunea a prins și un contur frumos. Eroul din poveste sau eroul care salvează povestea, care poți fi chiar tu. Pentru că ne-am gândit să facem campania Dăruiește o poveste, care are menirea să susțină și să încurajeze ca aceste povești să ajungă la fiecare copil. Și am citit deja multe povești dăruite de copii. Apropo, să știi că și această poveste ar fi putut fi dăruită de cineva, dar suntem în căutare de eroi care sunt gata, puternici și doresc ca să fie eroul care salvează povestea. Așa că, dragul meu copile, dacă vrei să fii eroul despre care am vorbit până acum, atunci neapărat scrie-ne un mesaj. Poți să o faci la adresa de e-mail clounela@gmail.com sau ne găsești pe Facebook, trupa Planeta Clounela, sau pe Instagram, Clounela. Scrie-ne că vrei să fii un erou și noi vom avea grijă să îți dăm forțe supranaturale și magice ca toți copiii să afle despre tine. Povestea de astăzi este din cartea Inimioare Fericite. Am mai citit din această carte de la editura Aquila. E o carte cu adevărat despre inimioare fericite și despre cum să dăm aripi copiilor noștri, cum să îi încurajăm să viseze, cum să îi ajutăm să depășească diferite momente. Sunt 24 de povești. Da? 24? Nu le-am numărat, nu știu ce, cred că sunt 24. Cred că am citit undeva de 24. Am citit, cred că împreună cu voi, cam jumătate dintre ele, dar au mai rămas de citit și astăzi am ales să vorbim despre egoism, despre modul în care e bine să ne împărțim cu ceea ce avem sau ceea ce ne dă universul cu cei din jurul nostru. Trebuie doar să citim povestea și să vedeți despre ce este vorba. Hai, sunteți gata? Ne așezăm comod, ciulim urechile și hai să vedem despre ce este povestea. Apropo, eu aș putea să fac o asociere cu relația între frați despre, pentru că rolul poveștii este să ilustreze consecințele negative ale egoismului. Și de multe ori relația între frați suferă din motivul acestui ego din partea unui frate sau pentru că alt frate este mai slab. Și apropo, până începe povestea, scrieți-mi la comentarii dacă aveți un frate sau o soră și cum o cheamă, da? Hai, iar eu am să citesc și am să transmit pupici pentru fiecare dintre voi. Povestioara se numește Ploaia, iar rolul poveștii să ilustreze consecințele negative ale egoismului. În grădina unei case stăteau aliniate frumos, în ronduri, flori de diferite soiuri. Doar într-un colț, de o parte, creșteau unul lângă celălalt un crin alb, înalt, care își ridica semeți capul spre soare și o panseluță. Știți cum arată crinul? Crinul e o plantă care crește cam așa și e mare, este impunător, are frunzele care le împarte așa pe cerc, pe tulpină, are florile astea mari, dar o panseluță, cum arată panseluța? E micuță, pitică, crește cam așa, cred, cam așa și e la sol. Uite, s-a găsit un crin și o panseluță. Hai să vedem despre ce este vorba. Deși fiecare dintre aceste flori se regăseau în grupuri frumos organizate și separat plantate, se pare că vântul purtase semințele și așezase aceste două plante una lângă cealaltă, separat de restul. Crinul se considera îndreptățit să primească mai mult decât panseluța, pentru că el era mai mare și avea nevoie de mai multă energie. De fiecare dată când ploua, crinul își așeza petalele deasupra panseluței pentru a aduna toată apa, doar pentru el. Așa se întâmpla de fiecare dată.
iar panseluța era nevoită să se mulțumească cu câteva picături râzlete. Te rog, lasă-mi și mie puțină apă. Și mie îmi e sete și aș vrea să primesc măcar câteva picături, se ruga de fiecare dată panseluța. Dacă mă satur eu, îți las și ție, iar dacă nu, să taci, că eu sunt mai mare și știu ce fac, îi răspundea răstit crinul. A urmat o perioadă de secetă și multă vreme nu a mai plouat. În această căsuță cu grădinuță trăia un băiețel. Se tot uita la flori și prinsese drag de micuța panseluță. Venea zilnic și aducea în căușul palmelor lui micuțe apă pentru a o ajuta să crească. Chiar dacă era secetă, panseluța crescuse mult și se umpluse de flori. Crinul însă începea să se ofilească și abia acum își dădu seama cât rău îi făcuse panseluței de lângă el. Și el și-ar fi dorit acum să primească apă și vedea cât este de rău să suferi de sete. Înainte, păstrase totul pentru el. Vrusese ca el să aibă toată apa de ploaie, fără să-l intereseze soarta celor din jur. Acum își propuse ca, atunci când va mai ploua, să împartă cu panseluța apa de ploaie. Înțelesese cât este de rău să-ți dorești ceva și să nu poți avea pentru că alții vor totul pentru ei. Într-o zi, cerul se înoră și strop de ploaie din ce în ce mai mari și mai deși începură să cadă. Crinul se bucură din plin de ploaia mult așteptată. Dar nu uită de panseluță de această dată. Se uită spre ea și o întrebă. Frunzele mele lasă apă ca să cadă și asupra ta? Da, e foarte bine așa. Ploaia ajunge și la mine. Îți mulțumesc că te îngrijești și de mine, răspunse panseluța. Dar de când îți faci tu griji pentru mine? Întrebă ea mirată. Când a fost secetă, mi-am dat seama cât de rău e să stai fără apă și să privești cum cineva de lângă tine este udat. Atunci am înțeles. Am înțeles că eu mă gândisem doar la mine și am ajuns să regret tot răul pe care ți l-am făcut, a răspuns crinul. Mulțumesc! Mulțumesc, crinule! Mă bucur că ai ajuns să gândești așa, a zis panseluța. Cu plăcere! Te rog să-mi spui dacă te acopăr din greșeală, a mai adăugat crinul. Și din acea zi, cei doi și-au ținut companie unui celuilalt. Au discutat, dar mai ales au împărțit frățește tot ce au primit. Uite așa, poveste frumoasă despre relația dintre frați, o relație care trebuie să fie armonioasă, prietenoasă și despre cum să ilustrăm ce înseamnă egoism. Dacă v-a plăcut această poveste, vreau să știu că v-a plăcut. Iată de ce la comentarii aștept să îmi lăsați o inimioară sau să-mi scrieți da, mi-a plăcut povestea! Sau dacă v-a învățat această poveste și ați învățat lecția, atunci să-mi scrieți eu am un frate sau o soră, iar relația noastră nu este deloc egoistă. Eu, Clounela, o să mă bucur să citesc toate comentariile voastre și tare mă bucur atunci când voi distribuiți poveștile, atunci când voi puneți like, sunteți activi, comentați. Asta mă face să cred și să înțeleg, nu să subînțeleg, că ceea ce facem noi aici pe Planeta Clounela vouă vă place și trebuie să mergem înainte tot pentru voi. Vă reamintesc că poveștile pot fi dăruite de fiecare dintre voi, așa că dăruiește o poveste. Fii eroul care salvează povestea. Eu, Clounela, te aștept neapărat și la următoarele povești, așa că la revedere și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Pa!